Prietenilor, Nelson Mondialul, bineînțeles, sigur că da. Bățuc, mă, alu, să ne înțelegem. Vă pupă, tata, mă, bățuc, mă, cum vreți voi, mă duc pe orice front. Înțelegeți, care meritați. Care nu? Clanță, mă, clanță, n-aveți încotro. Prietenilor, vă salută și veverița mea, când nu port eu căciula asta, o portă ea. Am mâncat acum și în timp ce am mâncat, am stat așa pe Google și am citit niște articole. Adică nu articole. M-am uitat la niște clipuri și în timp ce ascultam, dădeam în jos și citeam. Înțelegeți? Comenturile. Mă, pretină, Facebook-ul ăsta și YouTube-ul ăsta au înființat cum să zic eu, o prăduială pe față, un spionaj pe față, dar sub acoperire. Înțelegeți? Adică, îți faci o pagină falsă și începi să spionezi, mai lași câte un coment, domnule, de acum așa, domnule, de acum așa, domnule, că... Îți faci, știu eu, pagină falsă și începi să scrii acolo diverse. Ca respectivul să reacționeze la comenturile tale și dacă pune botul, îl ia garda. Deci, voi oamenii au dat o chestie foarte interesantă. O probă pentru cei care se ocupă cu virtuala, mă refer, lor, celor care se ocupă. Ce vreau să spun? Mă uitam la clipul ăsta care l-a făcut emisiunea asta, nu știu, TVR Cluj. Înțelegeți? Un clip foarte interesant. Eu v-am spus vouă, când te duci la un film, poți să comentezi dinainte, când vezi acțiunea, indiferent ce fel de acțiune îi, sau ce gen de firmă îi, că s-ar putea să se întâmple aia și aia. Dar tu nu ești regizor, îți dai cu presupusul. Înțelegi? Tu ești unul care ai plătit să mergi să vezi filmul acelui regizor și acelor actori. Aici, pe YouTube, tu nu plătești nimic cam deodată. Intri pe YouTube și te uiți la anumite clipuri. Înțelegi? Nici nu apuci să ajungă clipul măcar la jumatea poveștii, că tu deja îți lași cu presupusul. Eu v-am mai spus vouă. Trebuie să asculți clipul de la A la Z. Nu ești tu vreun Nostradamus sau știu eu ce om inteligență pământească ca să prinzi din prima. Tu ai rămas repetent sau corigent la școală. Tu nu ți-ai luat bacul. Știu eu, tu poate ești acum vreun nimeni în lume. Orice, și filmul, ca să-l înțelegi odată bine, trebuie să-l vezi de două, trei ori. Un material didactic, ca să-l înveți bine, trebuie să-l citești de mai multe ori, să-l asculți de mai multe ori. Așa e și la clip. Începi tu să-ți dai cu presupusul, dinainte, să comentezi. Nu mă refer eu la mine, înțelegi? Nu mă refer eu la mine, că... Deci eu, singurul YouTuber din România,
care la clipurile mele eu vă fac mintea să se lumineze și vă pun la contribuție. Eu nu din ăștia care uită banana, uită ăla, uită ăla, ia uită aia și te uiți ca prostul la cabou la portă nouă. La mine intri în funcțiune, mă, matematic, științific, cum vrei tu. Înțelegi? Deci v-am mai spus, lași comentul la sfârșit, mă, după ce ai văzut clipul și zici, da, l-am înțeles. Acolo n-am înțeles, înainte de a lăsa comentul, după aia, lași coment. Și comentul, bineînțeles, îl lași acceptabil. Adică, fără înjurături. Tu când înjuri acolo, tu stai vreodată să te gândești, mă, dacă vreodată în viață mă întâlnesc cu persoana asta și știe că l-am înjurat. Ce se poate întâmpla? Înțelegi? Că eu am zis. Eu dacă pe ăștia pe care îi am eu în colimator, nu-i bat mâncava și Dumnezeu să vi-l mânc, nu-i bat. Eu am zis, e frec. No, du-te la poliție și zic că te-am frecat. No, ai curat să mergi să zici că te-am frecat. No, ai curat să râdă toată lumea de tine că ești gozar. A, dai! Te frec. Ha? Alo, să ne înțelegem. Deci, domnule, lași un coment în care să nu cum, uite, de exemplu, mie, cum am scris, băi, Nelson, de ce nu accepți comenturile? Eu le accept comenturile, dar fără înjurături, mă, aduse familie, aduse mie, să știu eu, înțelegi? Că tu ăsta care mă înjuri, eu v-am mai spus de atâtea ori și vă repet, insistent, ăștia care înjurați aiurea nebunește, eu am curat să bag mâna asta în ea în foc, că i-am dat clanță ori la măta, ori la sură ta, ori la nevastă ta. Înțelegi? Am curaj să bag mâna în foc. Mă duc așa, iurea. Nu pot să înjur, că și eu văd clipuri care nu-mi convine și nu înjur, nu ăsta, nici nu-i las coment. Înțelegeți? Să revenim la partea care o dezbatem. Deci, măi, oameni, mă uitam la un clip. E vorba de interviul lui Ion Clămparu. Deci, fiți atenți. Am citit acolo... Hai, mamă, câte comenturi am citit. Dezastru. Bine, au fost câteva și, înțelegi, n-are rău, că luăm partea aia întotdeauna. Dar, mă, oameni, mă, eu v-am mai spus vouă, mă. Din ăia atâți care au comentat acolo și au lăsat, exact ca și la mine, înțelegi? Și lasă. Nu mulți mă cunosc personal. Nu mulți îmi cunoaște viața. Nu mulți au fost cu mine la fapte. Nu ăsta. Cum, omule, mă, din auzite, mă, asta să știți de la mine, că o să omore poporul, nu poporul, lumea, mă. Lumea, mă. Să dă zvon, bang, 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 lumea intră în iureș și gata. Deci din auzite, mă, eu v-am mai spus, vouă, mă, din auzite niciodată să nu judești pe cineva. Că am auzit că ăla a făcut. Ai văzut? Ești sursă 100% că e așa? Sursă 100% știi când e? Când îl ai pe respectivul care zice, da mă, i-am dat, sau îl ai pe respectivul, da mă, am luat-o, înțelegi? Sau ai văzut tu? Nu că prietenul ăla vine și zice, da mă, știu eu că du-te dracului, că la o confruntare zici, doamne, nu, n-am zis așa. Înțelegeți? Nu poți, mă, ca să judești tu aiurea. Nu poți tu să judeci aiurea, mă. Astea sunt niște lucruri foarte urâte care te afectează pe tine în viața de zi cu zi, mă. Dacă o să ai o familie, o să... Vedeți cum ziceți voi? Bă, îți terorizezi familia. Dați-vă dracului, că la noi e armonie. Eu fac asta pentru și știe. Înțelegeți? Zdreapțelor, care vorbiți așa, înțelegeți? Deci să trecem la subiect. Măi,
Uite, pe lângă asta, chiar am fost atent la o emisiune ieri sau alaltăieri, cât e omul în viață, mă refer, pentru că ăștia din televiziune care ia și comentează, nu se comentează niciodată, de oamenii din conducere. L-ați văzut voi pe Capato sau știu eu alea de la ora 5 sau știu eu pe Canal D. Ați văzut voi vreodată să iei pe cineva din conducere la purificat și la cateric, l-a făcut din el zdreanță și din ele sau să ridice să-l umfle? N-ați văzut niciunul niciodată așa ceva. Păi, aia e numai știrile, canalele de știri. Înțelegeți? La mișto, să ducă poporul în ăsta, să ceartă ei între ei. Dar ei, v-am spus, bea și mâncă, mă. Nu știu dacă mi-e și freacă, dar bea și mâncă împreună, mă. Deci n-ați văzut. Dacă unul zice, am văzut eu în emisiunea lui ăla și lui ăla, înțelegeți, că s-o lua de Tăricianu sau de știu eu ce conducător de pe acolo, eu vă dau orice. Nu, mă. Ei își face programul, emisiunea, tot cum ar veni, lumea interlopă, băieții șmecheri, băieții fini, tot cu ăștia și-o face. Și m-am enervat foarte tare când o spus Cacatos de Maharu. Cu asta cu care o stat. Zice, nu trebuia asta să-și facă de lucru cu el, o intra și ei niște din astea, așa, cum are regretă, dar cât o trăit omul și a fost respectată de lume și de ăsta, și chiar ăștia din televiziune, ăștia, stilul ăsta, să trăiți, domnul, să trăiți, domnul, Lingea și Ciuguleș și ăsta, cum era? Băi, oameni, n-ai cum să vorbești, mă, de că ăștia sunt oameni cu nume greu, mă. Mă, eu v-am mai spus într-un clip. Eu n-am curaj să pronunț numele la anumite persoane care... Înțelegeți? N-am curaj, mă. Apoi voi ăștia dobitocii care vă apucați să scrieți acolo, că fiecare om stă și citește articolul, mai ales că îl împare pe bușcărie, n-are ce să le citește. Înțelegi? Și dacă pune mâna pe tine. Înțelegi? Deci, voi oameni, eu vă mai spun ceva. Eu vă mai spun ceva și trebuie să mă credeți. În anii următori, nu se știe, 20, 30, 40, 50, 100 de ani, se vor face filme cu numele sonore, stil Al Capone. Înțelegeți? Se vor face filme, mă. Se vor face filme cu aceste personaje care au fost nume sonor la noi în România, mă. Filme de acțiune, mă, filme de tot ce vrei, bineînțeles, e pe fiecare, tu ce ai făcut, ăsta a fost cu aia, ăsta a fost cu aia, ăsta i-a dat cu rangă, ăsta era așa, ăsta era... O să se facă filme, mă, bă, ascultați ce vă spun eu, că eu nu vorbesc ca aiurea. O să se facă filme, mă, pe baza acestor nume de clanuri. Mă înțelegeți? Asta e ceva fapte. Pentru țara noastră, grozave! Grozave! Pe ăștia ne-o duc. Nu știu, ai mers în Germania, bang, 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 înțelegi, ai dărâmat băncile ăsta de unde? Ești din România. Există România! Făcuțurile, mă, nu se înțelege. Mergi și muncești. De unde ești? Din România, dar nu interesează pe nimeni. Înțelegeți voi, mă? Păi cum, mă, oameni, mă? Nu-i bine, mă, mâncava și Dumnezeu. Eu citesc așa, citesc și să mor eu dacă nu... Bine că sunteți mulți care nu cunoașteți viața, care, dar vă, oameni, mă, trebuie, mă, trebuie, mă, să învățați, mă. Trebuie să învățați, mă, anumite chestii, mă.
că eu pun pariu că 95% din cei care comentează urât, când trece pe lângă personajul respectiv, de la când îl vede acolo, trece trei străzi, ocolește și o taie în curs, o să uite așa în ea. Mă, l-am văzut pe ăla, mă, eu. Bă, fraierilor! Nu știu. Dar întotdeauna asta e o luptă, înțelegi? Deci n-ai cum, adică o luptă. O luptă virtuală. O luptă virtuală exact cum s-a luptat Don Quixote de la Oancea cu morile de vânt. Exact cum s-a luptat cu morile de vânt. Înțelegeți? O luptă infinită. Care câteodată, dintr-o mică greșeală, e posibil să dai față în față cu unul dintre acei papagali. E capul meu și e zilele mele. Una la ureche, a... Nu duce și de înțelegi tu? Păi, îți distrug virginitatea, dă-te de dracului. Cum crezi tu, mă? Cum crezi? Mă, dacă omul nu-ți face rău, dacă omul nu-ți face rău, dacă omul nu te agresează, nu asta, n-ai tu ce să vorbești la adresa lui, mă, niciodată. Voi nu vedeți, mă, chiar voi îmi puneți anumite întrebări de aici, din Cluj. Înțelegi? Oi fi o nebun și fac unele chestii și din alea. N-am eu cum să vorbesc la adresa lui nimeni, mă. Da, avem șmecheri în Cluj. Avem oameni capabili. Dar mai, mă, partea noastră e mai liniștită, un pic ca și partea regatului, înțelegi? Sau partea Moldovei. La noi sunt mai liniștiți oamenii, mai așa. Dar să știi că avem oameni de forță și de putere. Nu am eu niciun din ăsta ca să vorbesc. Da, mă, ăla e așa, da, ăla e așa, da, ăla e așa. Înțelegi? Pentru că poate acolo dintre ăștia care sunteți voi și puneți întrebări, poate sunteți din ăștia cu grade, cu funcții. Și atunci du-te, bă, nene, interesează-te tu dacă ești curios cine e mai șmecher, cine are bani, dar cum îi face, dar de unde îi produce, te dracule, nu vii la mine. La mine vii și zici, domnul Nelson, vreau să-mi fac o poză cu tine. Te stimez și te respect pentru că, înțelegi? Hai, mă, n-ai tu călajau. Alo, să ne înțelege, e tata Romane, să țipții. Da. Deci, mai prietenilor, aș vrea foarte, foarte mult, fai de capul meu, aș vrea foarte, foarte mult să pot să aduc pe linia de plutire pe aia care sunt derivă. Foarte, foarte mult. Mă zbat și fac clipuri, înțelegeți? Voi credeți că, uite, hai să nu mergem mai departe, faza cu Lobo cu banca. Foarte puțin sunt ăia care înțelege și își dă seama și ăia o scris. Ăia mi-au scris. În privat. Băi, Nelson, mă, îți mulțumesc, mă. Am învățat ceva și din treaba asta. Înțelegeți? Deci, mă, oameni, eu puteam să am discuția asta sau alte discuții fără cameră. Că eu v-am spus, nu-ți dispera de clipuri, mă duc pe stradă cu camera, fac un clip. Mă pun la masă să mănânc, fac un clip. Mă iau o carte, fac un clip. Mă joc cu veverița, fac un clip. Voi sunteți proști la curmă care comentați aiurea. Eu am vrut să scot în evidență unele chestiuni. De aia am filmat și am pus sus. Înțelegeți? De aia am filmat și am pus sus. Că puteam să nu filmez. Înțelegeți? Deși orice părinte,
își dorește ca copilul lui, indiferent ce e, fată sau băiat, să fie bine. Să ajungă bine. Înțelegi? Da, am avut nervi. Măi, oameni, mă, eu m-am ferit de bănci toată viața mea, de când am auzit ce-s capabile băncile. Și singura acțiune ca eu să nu am accept aprobare la bănci, o fost să le trag eu țeapă. Înțelegeți? Voi n-ați văzut că am avut pe card 1.500.000, 150 de lei și mi-au pus poprire. Nici nu ce am crezut că-s poprici. Ce sele popriri, doamne meu? Mi-au oprit acolo până mă duc să plătesc suma aia la întâmare. Pe când vreodată în viață se întâmplă asta, mă? Dați-mă o amnistie și pentru mine. Dați-o amnistie, că pentru ăștia la care au luat sute de milioane de euro, știți să lucrați, înțelegeți? Și atunci eu am făcut clipul ca voi să înțelegeți. Voi, copii ăștia tineri, mă, că o zis cineva, lasă-ne, mă, Nelson, că pe tine numai tinerii te urmăresc. Mă, dar cine? Bătrânii n-au de ce să mă urmărească, pentru că eu nu sunt ăla care prezint muzică populară. Pe lângă tineri, stați liniștiți că am și șmecheri. Înțelegi? Și v-am mai spus de atâtea ori. Tinerii-s viitorul țării, mă. Tinerii-s viitorul țării. Dar, ca să înțelegeți, mă urmărește și personalități din înaltea societate. Înțelegeți? Da. Deci am făcut clipul, l-am pus clipul și programat-o fost filmarea, înțelegi? Pentru voi să învățați. Ca niciodată, indiferent de câți ani ai, poți să ai și 40 de ani, ai mamă și tată, ai o problemă. Spune-o mă și la mătă și la tată tău. Nu ascunde și nu încerca să-ți o rezolvi tu dacă nu ești capabil, că te duci mai jos. Spune, poate te ajute ei, poate ei sunt mai cu mintea luminată. Înțelegeți? Deci, eu am vrut să scot asta în evidență. Indiferent ce ai, că ai 15 ani, că ai 17, că ai 20, 30, spune-o mă, lumătă, lui tată tău, vorbești cu frate tău, vorbești cu soră ta, înțelegi tu? Nu sta cu ea acolo. Și încă ceva ce am vrut să scot. Măi, oameni, mă, vorbiți cu ăia care-s dator la bănci, mă. Măi, vorbiți cu ăia care-s dator la bănci. Vorbiți cu ăia care-s dator la bănci. Înțelegeți? Eu v-am zis. Eu cunosc cazuri, două secunde, auză-ți numai. Eu cunosc cazuri, auză-ți numai. Ca să vedeți ce înseamnă o datorie la bănci. Înțelegeți voi? De noi la pădure. Sau de nu se culcă. Na, nu răspunde. Ăsta e la mormântare. Bine. Măi, oameni, mă! Păi auziți, mă! Eu zic cu aproximație. Om care o lua din bancă bani și și-o lăsat girat apartamentul, o lua banii pe vreo 25 de ani sau pe vreo 30 de ani. Înțelegeți? Să plătească, mă. Și banii ni s-au dus. Banii s-au dus și-au rămas
O rămas cu apartamentul în bancă și plătește, plătește, plătește. Că auziți? Nu merge așa! Că zicea, păi îi spui la bancă, hai mă, ăsta și nu mai, nu, ea ți-l evaluează de mai rămâi dator. Rămâi și fără casă și plătești. Așa știi ce zici? Mă duc și lucru și plătesc. Înțelegeți? Deci, băi, băncile te ruinează. Uite cum o zis Lobo. A, scot din bancă, mă duc în America, lucru, pac, pac, pac. Dacă se întâmpla ceva, se îmbolnăvea și nu mai putea să lucre. Eu nu vă întreb, că plăteam eu, nu era problemă, plăteam eu. Dar dacă, deci nu poți să-ți faci, mă, dacă n-ai 100% acțiunea, ești sigur pe ea, nu poți să te gândești că asta nu e o mașină, mă duc și iau o mașină și viu și o vând și câștig 300 de euro, 400 de euro sau 600 dacă prind fraierul. Înțelegi? Și aia pe drum poate face un accident, o pană de cauciuc, o nu știu ce și ți s-o dus pe sfârlă. Înțelegeți? Deci nu măi! Bă, alo, bă! Păi, deci sunt niște chestii, mă! Sunt niște chestii. Că tu zici așa, vine unul și altul la tine. Ce afacere este, facem aia, planuri, una, alta, așa, și pe din col, și pe din col, înțelegeți? Hai să luăm amândoi bani. Auziți numai. Dar ce faci, Petie? A? Dar n-ai mers la mormântare. Și mai suna și pe mine să viu. Nu? Dar unde l-o mormânta mâncava și de nu vine? Du-te, mă, omule, mă! A. În pelerinaj? Mă, pește, auzi ce-am vrut să te întreb. De câți ani are căniuțul apartamentul în bancă? De 10 ani. Și câți ani trebuie să plătească? No, hai pe la mine, pe la o cafea când ajungi. Hai. No, hai, ceau. Deci, băi, oameni, mă, eu nu vă mint, mă. Eu nu vă mint. Și auziți, eu v-am mai povestit vouă. Am cunoscut oameni cu bani grei și și-au deschis afacere. Deci dacă tu îți deschizi afacere și mergi pe afacerea aia cu rectitudine, ai să mergi în groapă, mă. Îți deschizi o afacere dacă ai vreo două, trei, la negru. Aia e acoperire. Bă, alu, învățați ce vă zice Nelson. Și eu am zis, decât să mă împrumut la bancă, mai bine la amanet. Iau ușa jos de aici, de la intrarea asta, că e ușă de 280 de mii de, auzi că de mii de euro era să zic, mi-a rămas mintea pe dobânzile de la bancă, de 280 de milioane ușa, auziți aici, știți cât e chinare, 100. Deci 100 de, și mă duc, o iau așa și mă duc, băi, alo, banca, amanetul, dați-mi pe ea. Și îmi dă, cât îmi dă, înțelegeți? Dar îmi dă. Deci, eu astea am vrut să le scot. Astea am vrut să le scot în relief și în evidență. Dar prostimea. Nu înțelege. Eu v-am zis clipurile mele. Le ascult de două, trei ori, mă. Mă, ce vrea să facă bolândul ăsta? Că am urâde, am urlă, am plânge, am... Ce vrea să ăsta?
La fiecare compartiment am câte, băi, alo, mă, lăsați-mă pe mine, mă, că intrați și scrieți de vloggerul ăla și de vloggerul ăla, eu iau și frec pe aia, mă, că de prostii din alea vă pot face să vă fac capui atâtania. Dar voi n-ați simțit că eu sunt omul care îmi place, măi, munca mea să fie apreciată în primul și în primul rând de mine, mă, după aia de voi. Înțelegeți? Păi cum credeți voi, mă? Bine, mă. Ui, 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 ui. Deci, voi, prietenilor, nu mai vă apucați voi să lăsați comentarii prostești, că vă, eu v-am spus, sunt oameni grei, mă, la noi în țară, mă, uite cum e și clamparul. Bine că sunt, dar aici venim vorba de om. Înțelegeți? Omul mă respecta de lumea care voi n-ați auzit în viața vieții voastre, mă. Și că fapte rele. Toată lumea face fapte rele. Nu există să nu faci o faptă rea. Poate nu intenționat. În lumea care trăiești, n-ai cum. Trebuie să fii încă să spară bine, mă! Bă, alo, eu vă mai spun ceva! Eu vă mai spun ceva! Din lumea asta grea, cum ziceți voi, cum să zice acolo, clanuri și interlopi, să vă pară bine când primiți câte un zâmbet, înțelegi? Că ar trebui să fie de așa în iată timpul. Să vă pară bine. Păi sunt zâmbete, mă. Sunt râsete, mă. Sunt glume, mă. Ceea ce înseamnă că... Înțelegeți? Dar eu v-am spus. Stați, bă, cu minți în banca voastră, că niciodată nu se știe când îi pica cu găoza în tronf. Îi pica în tronf. Înțelegi? Eu vă spun 100 la milion. Vor veni vremurile când se vor face filme. Păi, mă, oameni, mă! Piturice, piturice oare? Din Anglia, mă, o vini, mă, la mine acasă, mă. Am pe Nelson Mondial un fenomen, poza de pe canal, cu omul care face filme, mă, la BBS, mă, Anglia, mă. Și nu mi-a convenit. Înțelegerea. Înțelegi? Ca să faci un film noi, așa. Nu este ce le vedeți voi într-o casă, ce dă la televizor la noi trandafirul, nu știu cum, și filme din ele, inimă rănită sau cum Dumnezeu le zice, vedeți-vă de treabă, mă. Sau ele turcești, piromaniile ale ce să le turcești pe acolo și pe dincolo. Mei, filme, mă, filme cu acțiuni, cu John, pu pam, pim, pum, pa, 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 înțelegi? Deci aici o să vedeți filme. Deci nie, mă, nisul ăsta, mă, să jocă actor, într-un film. Înțelegeți? Nu m-am dus. Nu m-am dus că filmul trebuia să se torne într-un an de zile, deci că nu merge acum și filmez tot filmul, ca și acum eu mă apuc și vă fac clipul. Nu m-am dus. Dar vă spun 100%. La noi în țară, în vremurile următoare, o să fie regizori care, voi credeți, că interviurile care s-au luat la Fane Spoitorul, la Nuțu Cămătarul, la Cordonieni, la așa, și care să mai e la Clămparul, la ăștia, voi credeți că le-au luat degeaba? Ha? Interviurile alea care le-au luat ei cu acumulările ce o mai prins ei din stânga în dreapta, le adună, face un material. Bă, alu să ne înțelegem! Eu v-am mai spus vouă! Voi credeți că rața îmi punge? Alu, dule, să ne înțelegem, Iani! Mă, că ne și zvâr, fuge, mă, alu, mă! Voi nu credeți! Voi credeți tot în avataruri. Să ne înțelegem, tot în avataruri. Da.
Tie tata nețor, mondi ialu. Tie tata nețor, mondi ialu. Alorico rico, ne, nye. Tarala, tarala, tera, tera, bravo, tata. Deci, prietenilor, sper să vă intre în cap. Adevărul că e și greu să mă urmăriți pe mine, pentru că văd o seamă de oameni care îmi pun anumite întrebări, înțelegeți? Și sunt, mă, dar tu nu mă urmărești, n-ai văzut clipul. Nu, Nelson. Pun pe mai multe canale. Înțelegi că dacă aș avea un singur canal, aș crezi că tot flișcăiește. Tot să aprinde lumina. Dacă aș avea un singur canal, da, le-aș pune acolo. Poate că o să mă dezbăr să rămân cu un singur canal. Nu știu. Nu știu. Înțelegeți? Și pun pe mai multe canale. Și am multe, mă. Am 6.000 de clipuri, mâncava-și Dumnezeu să vi-l mânc. 6.000 de clipuri, mă. 6.000 și vreo 2.000 le-am șters jos. Regie totală, mă. Eu îs regie totală, mă. Înțelegeți? Da. Dar ți-am spus, mă, ascultă-le cu atenție, nu te apuca să înjuri. Și după aceea îmi spui mie, Nelson, dar tu de ce nu accepti? Du-te îngâții și în rasa și în neam, nația mătii de sclav care ești. Ce să-ți accepte? E mai făcut șoșonii aia, îți dau două perechi de pânt cu ultimele modele de la tie, tata Nețo Mondialu, că am uitat și cum le zice, înțelegeți? Pe voi sunteți prost la curvă, a? Păi cum, mă? Voi nu vedeți, mă? Când intri la mine în casă, zici că ești în labirint, mă, te pierzi, mă. Te pierzi, mă! Ești în labirint, mă! Înțelegeți? Nu mai și îți fură ochii, aoleu, 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 să moară, mama, aoleu, aoleu! Înțelegeți? O să vă fac live-uri, da? O să fac live pe YouTube, dar am zis, vă iau dreptul de a comenta pe chat, pe ăla las, că acolo nu citesc. Pe ăla las. Înțelegi? Și stau, uite ce frumos stau și povestesc și ăsta cu voi. Vedeți? Nimeni, nu, niciun sugaci. Nu este să înțelegeți. Păi eu v-am spus, mă, și în clipul ăla. Am oprit aseară live-ul de nervi. Pentru că dacă eu mă apucam să tastez răspuns sau să vorbesc din gură răspuns, nu luam report. Înțelegi? Că asta stă jegurile împuțite, care trăiește cu mamile lor, abuzează de mamile lor, de surorile lor și de nevastele lor. Abuzează cine? Nelson Mondialu. Tie, tata. Înțelegeți? Și normal. Nu poți tu să stai să mă înjuri pe mine și o să văd ăla și să zic dă-l în cul, că mă agresez eu singur, mă agresez eu singur. Atunci am zis, de când să mă apuc să înjur, să iau vreun din ăsta, că pe Facebook m-ați blocat 30 de zile. Nu știu ce câștigați voi, că... Deci nu știu ce câștigați voi, să moară cea mai scump dacă nu, că nu, și așa, gura voastră n-are cum să mănânce mai bine ca gura mea. Deci gura ta nu va mânca ca gura mea. Înțelegeți? Deși gura ta poate că are toți dinții. Gura ta nu va mânca și ca și gura mea. Gura ta never. Sarmale, prăjituri, Red Bull, băutură, tot ce vrei, ouă. Înțelegi? Gura ta never, mă. Picioare de mil, carne, pitulice, una alta. Deci gura ta niciodată nu va mânca ce mănâncă gura mea. Pentru că nu poți să-ți permiți. Nu poți. Viața e grea, mă. Viața e grea. De-aia vă țug, mă. Vă bag în preliminarii. Dați respect, mă. Dați respectul cuvenit persoanelor care în viață au făcut ceva. Înțelegeți? Care în viață au făcut ceva. Dați respectul cuvenit. Pentru că acești
oameni care zice că ați văzut rău. Voi încă nu cunoșteți de ce e lupta asta. Înțelegeți? Nu cunoșteți de ce e lupta asta. Știți cum e? De ce să mănânce ăla mai mult ca mine și să nu mănânc eu? Băi, vedeți că sunt țări unde foști oameni din conducere se ocupau de organizații din astea. Și poate ăștia de la noi, care sunt făcuți clanuri și din alea, nu au acceptat. Înțelegeți? Și atunci, jum. Le-o dat la temelie. Deci, prietenilor, vățu că vă pop, măm, vă pop. Vă pupă tata Nețo mondială, măi, ală să ne înțelegem, să vină Paștile să belească Liana Mielu, nu Liana. Au, 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 au.